O educatoare din Dorohoi a devenit încerpăzitor pentru un copil de 3 ani după ce l-a salvat pe micuț de corecțiile primite chiar de la familia lui. Femeia a alertat autoritățile după ce copilașul a apărut la grădiniță cu fața brăzdată de răni. Atenție, urmează detalii cu puternic impact emoțional. Abandonat de cea care i-a dat viață, copilul de 3 ani a rămas în grija tatălui și a celor doi bunici. Însă lecțiile pe care le primea de la părinte erau adesea sub forma unor violențe greu de imaginat. Dovezile maltratării au fost însă remarcate de educatoarea acestuia. Am observat în zona feței niște urme, niște posibile răni. A fost momentul în care educatoarea îngrozită a decis să anunțe autoritățile. Imediat am acționat, am întocmit fișa psihopedagogică și am înmânat-o doamnei care era responsabilă de caz. Și în același timp i-am și semnat la faptul că cred că sunt urme de violență fizică pe fața copilului. A văzut semne de agresiune la adresa preșcolarului, a procedat conform regulamentelor în vigoare, a anunțat organele abilitate, unitatea de învățământ și de aici a decurs și decurge în continuare ancheta. Pe fir au intrat și polițiștii care au mers la casa micuțului. Minorul se afla într-un mediu nesigur în familia sa, au fost alertate și celelalte autorități care au rol în astfel de situații, astfel a fost posibilă instituționalizarea sa în regim de urgență. Agenții au deschis acum un dosar penal pentru violență în familie și continuă cercetările în acest caz.